Romii se tem în continuare să-și recunoască oficial etnia, iar principala cauză ține de modul discriminatoriu în care restul populației se raportează la ei și la problemele lor sociale, probleme care au dus și la plecarea lor în masă spre alte țări europene. Un polițist din Buzău dovedește însă că prin educație și multă muncă și romii pot reuși în viață și pot accede în funcții importante. Iulian Ion este ofițer de poliție și este inspector șef adjunct al Poliției Municipiului Râmnicu-Sărat. Eu am intrat în poliție în 1994, am intrat în Academia de Poliție atunci când nu erau locuri speciale pentru romi, am concurat cu toți ceilalți colegi, am promovat examenul, am absolvit Academia în 1998, am urmat toate treptele din poliție și toate gradele până la gradul de comisar șef. Polițistul îi îndeamnă pe toți tinerii romi să creadă în șansa lor de a reuși în viață. Mesajul meu pentru tinerii romi este, pe scurt, că trebuie să învețe. Orice copil, indiferent de etnie, are șanse să acceadă în orice funcție, în orice profesie, dacă vor învăța și vor fi serioși. Povestea de succes a comisarului șef din Râmnicu-Sărat a fost prezentată nu întâmplător astăzi, de ziua dezrobirii romilor. Cu această ocazie, la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman din Buzău, 10 de elevi romi au primit câteva sfaturi prețioase despre cum să depășească prejudecățile și cum să creadă în șansa lor de a reuși în viață. Este ziua dezrobirii. Se sărbătoresc astăzi 163 de ani de la acest moment, extrem de important pentru ei. Ce ne dorim să dezvoltăm astăzi este o atitudine de neacceptare a poziției de discriminat și de victimă, să sădim în sufletul, în minte și în mintea acestor tineri încrederea că într-o societate care aplică toate principiile non-discriminării, de ei ține să aibă reușită. La recensământul din octombrie 2011, aproximativ 619.000 de persoane și-au asumat apartenența etnică de romi, dar conform datelor deținute de Centrul Național de Cultură a Romilor, numărul acestora ar fi de cel puțin 1.200.000.